aveam să joc cu frații mei la un loc, să bem, să ne răcorim, că doar o viață trăim, da, da. Și Alina Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! Wow, ce energie aduceți voi, oamenilor! Și la mulți ani în România! La mulți ani! Mare România! Chiar îl întreba pe Silvia acum, zice la mulți ani în România, zice Silvia! Ok, Silvia soțul ei, pentru cine nu știe, dar... Asta e bine adevărat! Da, nu, eu am făcut liceu cu soțul ei, deci pe Silvia pe aceea stradă. Deci, practic, Silvia se zice la mulți ani, se zice! Se zice și de mica unire, într-adevăr, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți aici lângă noi. Și noi, de fiecare dată. Aș vrea să întreb de Alina un pic. Alina, eu acum întreb că știu răspunsul. De unde moștenești talentul muzical? De la tata. Și acum de ce? Pentru că tata e Alexandru. Să trăiți, mulțumim frumos pentru ce ne-ați dat până la urmă. Ce-ați dat țării. Ce frumos a sunat și mulțumim, mă gândesc frumos. Când mai aveți timp să mai faceți toate piesele astea frumoase? Că tu, Damian, ești ocupat tot timpul. Între șprițuri. Între șprițuri, între podcast-uri, între un episod, între o dietă, cum e asta, fără zahăr? Da, că am văzut ieri la colegul Măruță. Da, da. Ai povestit cum e cu... Foarte bine. Fără zahăr, fără băutură, fără pâine, fără gluten, păi fără lapte, fără... Păi și ce viața? Aer. Aer, da. Aer. Că aerul de la noi din țară e ceva... Exact. Aerul e sfânt, e cel mai bun. Ce mai face Andrei? E foarte bine, l-am văzut, am arătat fotografia, e superb. Când vii cu el la noi? O să vin cu el înainte de ziua lui. Acum îl ținem în casă puțin, că a fost cu Otita, cu Poli, cu asta. Exact, toată lumea a fost răcită. Abia înainte de facultate, măcar. Da, exact. Da, să ne bucurăm de el. Okay, cu Plato și Cristina? Da, totul bine, totul bine. Totul bine? Da. Alina, ce urmează pentru tine? În 2023, așa cum îl vezi. Urmează foarte, foarte multe piese frumoase, făcute împreună cu Cristina, căruia îi mulțumesc foarte mult. În februarie abia aștept să vin la voi să vă prezentăm o piesă super frumoasă de dragoste. Cu mare dragoste. Așa că astăzi am venit cu mare chef pentru România să ne distrăm. Dacă toți suntem liberi azi, românii sunt liberi, păi să ne distrăm. Ce vă... Începând cu dimineața.
ce vă place vouă la România? La țara noastră. Păi noi de obicei, la țara noastră sunt o grămadă lucruri, că dacă... Că tu te-ai plimbat peste tot. Așa am și spus, că m-a întrebat cineva, de ce te-ai întors în America? Pentru că am o carte, cum ar fi, pe care să zic că sunt 10.000 de lucruri care nu-mi plac la România. Dar pe prima pagină sunt 100 de lucruri care îmi plac așa de mult, încât m-am interesat nimic altceva. Zici că a zis exact ce aș fi zis eu. Nu, chiar, și chiar așa este. Adică sunt, și sunt, nouă, unul da. Din 100. Felul în care suntem noi și noi nu ne auto-iubim. Noi pe noi, români, în general, adică avem o modalitate de a, de a face haz de necaz. Trecem peste orice, cumva, adică cu un mod pe care nu poți să-l găsești la nimeni altcineva, în nicio altă țară. Și în afară de asta, cred că... suntem binecuvântați, doar că nu vedem lucrurile astea. Eu sunt curios cum ne văd străinii, că ai stat de vorbă cu atâția și, mă rog, și oameni mari din industrie. Dacă, pe mine chiar nu mă interesează cum ne văd străinii, e important cum ne vedem noi pe noi. Asta e important, că dacă te uiți la italien, la grec, la altcineva, ei pe ei se văd cumva bine. Asta e important și la noi. Și noi să ne vedem bine, adică nu să fim aroganți, dar să avem încredere în noi, pentru că și noi suntem extraordinari. Și dacă tot e mica unire, să fim uniți. Să fim, suntem uniți, doar că ne place nouă să ne demonizăm, dar suntem uniți. Nu ți s-a întâmplat prin afara țării să vezi români care schimbă limba brusc când văd alți români, știi? Ca să nu-și dea seama că sunt, înseamnă că și ei au problemă cu ei. Cei care sunt cu adevărat și sunt ok și au încredere în sine, sunt ok oriunde, și ai văzut și tu. Da. Sunt ok și sunt mândri că sunt români oriunde ar fi. Adică eu n-a existat un moment undeva să nu spun că sunt în România și nu sunt român. Și asta, de fapt, de cele mai multe ori mi-a deschis uși. Și avem un radar oriunde am fi, ne imediat. Deci eu nu cred că există român să-l vedeți plecat undeva în străinătate, să nu se adapteze, să nu se... Descurce, dar și încep cu ce viteză. Adică într-un an sau doi el are casă, are deja mașină, are deja... E de-al locului. Geografic, voiam să te mai întreb, Damian, există un loc preferat în țara asta, în țărișoara asta, un colțișor, undeva unde te simți tu bine? Cred că partea, adică foarte mult, nu sunt, îmi place marea, dar nu sunt aici cu marea. Partea, tot ce există, Carpați și munți, adică, și mai ales partea Ardealului. Acolo e total o liniște incredibilă. Acolo te regăsești, da. Liniștești, da, te încarci. Da. Dar în afară țării, unde locuiești cel mai mult? Că sunt curios, vreau să fac o paralelă. State. State? Acolo unde locuiești mai cel mai mult? În state? În Los Angeles. În Los Angeles. Sună cunoscut. Da. Cum a fost viața în Los Angeles pentru tine? Doar că eram în vremuri diferite. Ea s-a dus după ce am plecat eu. Da, da, da. Deci erau în vremuri diferite, da. De aia nu s-au întâlnit. Da. Ne-am fi întâlnit cu siguranță. Da. Cum a fost? Ce ți-a plăcut acolo? Cel mai super. Mult? Super. Cred că mi-a plăcut cel mai mult... Dai suc verde? La Art Bar? Da. Pe Santa Monica? Cred că mi-a plăcut cel mai mult faptul că ăsta e un lucru incredibil pe care aș vrea noi ca români și noua generație să-l aibă. Nu optimismul fake, acel fals optimism, să acel optimism aproape de naivitate. Asta la americani, adică să crezi în nevăzut. Pentru că dacă tu spui că ești credincios, cum ești cu Dumnezeu, că ești credincios, înseamnă că trebuie să crezi în nevăzut. Și americanii au asta, adică de multe ori par naivi, știi ce spun? Da. Doar pentru că cred. Și atunci când crezi, lucrurile se întâmplă. Eu știu și un lucru care nu-ți place la LA, o să-l zic eu, nu are Damian Drăghici încă o stea pe Hollywood Boulevard, da. Dar poate o să ai. Nu asta. Mi-a plăcut și Los Angeles-ul, dar nu este... Aici găsești lucruri pe care nu le găsești nicăieri în lume. Așa este. Frumos. Alina, tu n-ai apucat să ne zici ție ce-ți place și mai mult la România. Mie îmi plac oamenii, în primul rând. Noi cred că suntem foarte buni. Spuneai ce crezi că ar spune străinii. Cred că străinilor le-ar plăcea foarte mult să stea de vorbă cu noi, să petreacă timpul cu noi, să se distreze alături de noi, pentru că eu cred că noi ne distrăm cel mai bine. Zic, când a văzut o străină petrecere cu români, așa e, păi nu uită niciodată. Serios. Da, la distracție suntem top. Da. Suntem, păi așa să vă fie și vouă, nu să fie un 2023 cu proiecte de reușită, de succes. Mulțumim mult, mulțumim. Și să mai veniți pe la noi. Doamne ajută, mulțumim mult de tot. Salutare, băieți. Mulțumim, da.